Dragi prieteni, vă spun bun găsit la emisiunea În Lumina Cuvântului. Începând de astăzi, vă invităm să parcurgem o nouă carte din Noul Testament, carte scrisă de Apostolul Pavel, o carte foarte frumoasă și în același timp foarte importantă între toate celelalte cărți pe care le avem în Cuvântul lui Dumnezeu. Invitatul de astăzi este pastorul Henteș Cosmin, pe care îl salut și îi spun bun venit. Bine v-am găsit! Cartea despre care amintiam este cea scrisă de Apostolul Pavel către creștinii din Efes. Este epistola către efeseni și vom începe astăzi prin a citi primele două versete. Înainte de a discuta aspecte cu caracter general referitor la această epistolă și bineînțeles așa cum facem de fiecare dată să ne oprim la aplicațiile practice vă invităm să ascultăm citindu-se cele două versete cu care începe această scriere Apostolul Pavel. Pavel, Apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către Sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Isus. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Amin. Acesta este cuvântul asupra căruia ne vom opri în cadrul acestei întâlniri. Este prima emisiune din, dintr-un număr mai mare care vor fi prezentate pe marginea cărții FSN și pentru că suntem la început de drum, cred că este bine să cunoaștem puțin despre autor și despre condițiile în care s-a scris această carte pentru a avea o imagine uh, oarecum conturată în mintea noastră uh, despre condițiile în care Apostolul Pavel a scris epistola către Efeseni. Cartea Efeseni, așa după cum uh, vedem în, în textul scripturii, uh, este adresată celor din Efes. Efesul era un oraș extraordinar de important pentru vremea aceea. Era capitala provinciei Asia, provincie romană. Era aflat ca și oraș pe râul Caistar, un râu care era un avantaj ca legătură de comerț pentru Efes în, în timpul acela, și între Efes și Roma era o legătură apropiată, datorită uh, negustorilor. Era un centru comercial și negustori uh, cu caravanele lor treceau adesea prin, uh, prin Efes. Era un, un punct uh, foarte, să zic, uh, pentru acea zonă în care uh, foarte mulți oameni din, din toate zonele uh, erau aflați acolo. Era un fel de Londra, să zic, uh, al vremilor, a vremilor noastre în care erau evrei, erau păgâni, erau sclavi, erau oameni liberi, erau greci, erau romani, găseai toate naționalitățile în, în Efesul acelor vremi. Efesul era și un oraș materialist, pentru că negoțul era foarte mult dezvoltat, se punea mult preț pe pe materialul pe care, de fapt, punem și astăzi un mare preț românii și oamenii de pretutindeni, din păcate, adesea. Pe lângă aceasta era un centru spiritual, spiritual vorbind din punctul de vedere păgân, pentru că în Efes era un templu, un templu important. Pentru Efeseni era Templul Dianei sau Artemisei. În templul acesta slujeau foarte multe preotese care, de fapt, practicau prostituția. Efesenii considerau acest templu ca fiind o binecuvântare pentru ei și un, un loc extraordinar de important pentru că acolo, la templu, era o statuie. Statuia aceasta ei considerau că ea a coborât din cer și pentru că statuia considerată de ei ca fiind din cer era în locul acela, au construit templul care era a șaptea minune a lumii pentru acele vremi. Era un templu lung de 130 de metri, lat de 67 de metri și înalt de 18 metri. În acel loc se adunau s-au adunat tezaure sau s-a adunat un tezaur foarte important și cu timpul a devenit un fel de bancă centrală a Asiei pentru, pentru acea vreme. Acum Pavel ajunge la Efes. Prima dată e o scurtă trecere prin Efes în timpul celei de a doua călătorii misionare după care în timpul cele de-a treia călătorii misionare Pavel rămâne 2 ani, 2 ani și ceva acolo predicând Evanghelia, cunoscând foarte mulți oameni și implicându-se în slujba uh, despre care o să vorbim imediat în slujba de apostol, în, în slujba de, de om, în, în, uh, în cinstea lui Dumnezeu, lucrând pentru Dumnezeu. Acum când ne uităm la Efesul uh, acelei vremi era o o capitală, un oraș foarte mare, spun cercetătorii, avea undeva la 250.000-300.000 de, de locuitori. Când oameni cercetători ai scripturii și apoi teologi s-au apropiat de cartea aceasta, vorbind despre ea, cunoaștem câțiva dintre ei care au adus cuvinte de onoare, cuvinte deosebite legate de cartea Efeseni. În felul acesta, William Barclay spune Efeseni este regina epistolelor. Apoi, John McKay a fost un uh, rector al Seminarului Teologic din Princeton. Uh, omul acesta se întoarce la Dumnezeu uh, în tinerețea lui când citește cartea Epistola către Efeseni. Citind o îl cunoaște pe Dumnezeu și atunci când vorbește despre ea, normal că are o afinitate specială și spune John McKay este cea mai măreață, cea mai matură și pentru toate timpurile noastre, cea mai relevantă dintre scrierile lui Pavel. Sunt mulți alții care vorbesc despre Efeseni în termeni foarte frumoși și John Stott spune, întreaga epistolă este astfel o minunată combinație între doctrina creștină și datorie creștină, credință creștină și viață creștină, între ceea ce a făcut Dumnezeu prin Hristos și ceea ce trebuie să facem noi în consecință. Pentru că epistola către Efeseni este cuvântul lui Dumnezeu transmis prin Apostolul Pavel pentru ca noi să cunoaștem care sunt pretențiile dorințele lui Dumnezeu pentru noi cei care îi suntem lui slujitori. O caracteristică interesantă a epistolei este, știm că apostolul Pavel uh, aduce salutări în epistolele lui și spune uh, mereu: „Îl salut pe Cutare din Colose, din Roma”, pentru că el cunoaște mulți oameni în, în timpul acesta. Și în epistola către Efeseni, Pavel nu, nu aduce niciun salut uh, special, personal pentru cineva și s-ar putea, datorită faptului că Efeseni, Pavel scrie pentru Efes, dar vrea să fie o epistolă care să meargă în mod general la bisericile din jur, este o epistolă care se aseamănă în anumite texte cu epistola către Coloseni și problemele de actualitate care apar și în Coloseni și în Filimon vrea să se răspândească în, în toate bisericile, nu este o, o o scrisoare care se va citi doar într-un anumit context și gata. Pavel spune: „Scriu scrisoarea aceasta pentru efeseni, dar o scriu și pentru ceilalți ca ei să o citească și să aibă învățătură din partea lui Dumnezeu.” După cum ne spune Efeseni capitolul 3, versetul 1, Pavel este aflat în închisoare în timpul în care scrie, scrie epistola Este o epistole măreață, este o epistolă a binecuvântării, este o epistolă în care Pavel vrea să dea direcție unei biserici și mai multor biserici care aveau probleme cu cei care treceau din biserică în biserică, erau iudaizatori în vremea aceea, care vroiau să-i întoarcă pe cei care au înțeles chemarea lui Hristos, vroiau să-i întoarcă din drum și să, să revină din nou la lucrurile legii, la... Trăirile legii. De aceea, Pavel scrie uh, epistola aceasta, și este binecuvântarea pentru Biserica de atunci, și binecuvântarea se răsfrânge peste Biserica de astăzi, peste noi, peste fiecare uh, dintre cei care se deschid înaintea lui Dumnezeu. Uh, ai trecut în uh, revistă, așa, câteva aspecte cu caracter general referitor la epistola către fsn și Mie cel puțin mi se pare un lucru interesant că el își începe această epistolă uh, discutând sau abordând o tematică sau un subiect foarte important, acela al chemării lui Dumnezeu. Uh, problema chemării este o problemă de actualitate și cred că e o problemă cu care fiecare creștin la un moment dat uh, se întâlnește în viața lui, în activitatea lui. Uh, pentru că noi spunem de cele mai multe ori că Dumnezeu are un plan cu viața fiecăruia dintre noi. Și eu cred lucrul acesta, că Dumnezeu are un plan cu viața mea, are un plan cu viața ta și cu viața fiecăruia dintre noi. Însă, întrebarea multor oameni este dacă Dumnezeu îmi va arăta acest plan pe care îl are cu privire la viața mea. Uh, sau alții spun de ce nu-mi spune Dumnezeu într-o manieră atât de limpede ca să înțeleg care este planul său pentru viața mea uh, Apostolul Pavel spune Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Isus. El pleacă de la chemarea lui și se adresează bisericii de la chemarea lui la chemarea bisericii da, Pavel vorbește în primul rând legat de el, înțelegând chemarea lui Dumnezeu. E un lucru frumos să înțelegi chemarea lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu se implică, bineînțeles, nu la fel în, în viețile noastre și în chemarea pe care o are pentru fiecare. Vedem la, dacă ne uităm la chemarea Apostolului Pavel, ea este diferită de, de chemarea celorlalți. Uh, Pavel are o chemare uh, specială în înverșunarea pe care de fapt el o avea față, față de Hristos pe care uh, pentru, împotriva căruia de fapt lupta. El știm că mergea pe drumul Damascului uh, cu scrisori în mână ca să îi pună la punct pe toți aceia care credeau în, în Hristos acesta. Ei, drumul acesta avea să fie de fapt un, un prim imbold al chemării în care el avea să înțeleagă de fapt cine este Hristos că El este Dumnezeu și că Dumnezeu dă o chemare specială oamenilor de aceea Pavel vorbește despre chemarea aceasta și vrea să, vrea să le spună tuturor pentru că au fost și încă sunt oameni care pun, pun în dubii uh, chemarea lui, lui Pavel Uh, Pavel știm că a fost separat de, de grupul apostolilor și el este un cons considerat un apostol, uh, dar în, într-o primă instanță apostol înseamnă un om care a umblat cu Hristos, un om care a primit, a primit înștiințarea, a primit chemarea direct din gura lui Hristos, care a trăit alături de Hristos, care a văzut lucrările lui Hristos. Acum Pavel nu trăiește lângă Hristos în felul acesta. Dar știm că Domnul Isus vine pe drumul Damascului și vorbește cu el în, în vedenia aceea pe care, pe, pe care o are și în felul acesta și biserica îl consideră pe Pavel apostol. Acum Chemarea lui și dacă ne putem referi la chemarea lui Pavel ca și apostol și spune el prin voia lui Dumnezeu. E un lucru măreț să înțelegi că e voia lui Dumnezeu. Trebuie să intrăm în voia lui Dumnezeu. Dacă e chemarea lui Dumnezeu, e și voia lui. Și de aceea spune Pavel, eu sunt apostol al lui Hristos. Apostol înseamnă trimis. Împuternicit. Apostol înseamnă un om care are o misiune specială. De aceea, cum am spus înainte, apostolii sunt considerați cei care au trăit alături de Domnul Isus, dar Pavel intră în grupul acesta de apostoli datorită chemării lui speciale. El este confirmat apoi de biserică ca și apostol pentru că chemarea lui este una cu referire către neamuri. Știm că ucenicii care sunt apostoli au, au avut chemarea în special pentru cei din Judea, cei uh, care erau israeliți. Pavel primește o lărgire a, a chemării și spune eu sunt chemat ca să duc Evanghelia neamurilor. Celor care oarecum n-au primit beneficiul acesta în primă instanță, ci cei asupra cărora Dumnezeu s-a uitat și a spus uh, și către voi aduc bine binecuvântarea aceasta. Știm că Sfânta Scriptură ne spune a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce Cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. Și în felul acesta, Dumnezeu spune, Pavel, te duci la cei care vor să primească. Deschide Evanghelia pentru, pentru toți aceștia. De aceea, Apostolul Pavel este chemat într-un mod special și este un, un slujitor special, este un apostol special. Pentru că fiind apostolul lui Hristos, îi aparține, este sub autoritatea lui Hristos. Este în proprietatea lui Hristos. În 1 Corinteni, apostolul vorbește despre felul în care cuvântul i s-a dat și despre faptul că el nu are cuvinte învățate cu înțelepciune omenească, ci sunt cuvinte dăruite de la Dumnezeu. Spune și în Galateni, uh, felul în care vin eu și vă aduc Evanghelia nu este de o bârșie omenească, nu este de la mine, ci eu vorbesc din partea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să îmi înțelegeți chemarea și să înțelegeți, în primul rând, el se certifică și își face un fel de carte de vizită în care spune, eu aparțin lui Hristos. Eu sunt apostol al lui Hristos și dacă ești apostol al lui Hristos, atunci ești și trimis de Hristos. Spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, în ultimul capitol, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, o denumim noi Marea Trimitere. Și apostolul Pavel, fiind apostol, înțelege că este trimis de Hristos și își schimbă perspectiva dintr-o dată pe drumul Damascului și începe să meargă după chemarea lui Hristos, pentru că până la drumul Damascului el slujea pe altcineva. Era contra lui Hristos. Ei, de atunci începe diferența. De acolo se face diferența. De acolo se, se schimbă mintea apostolului Pavel, se schimbă inima și viața și trăirea lui. De aceea... Și puterea pe care o are el, ca și apostol, este acum un, un om delegat din partea lui Dumnezeu, are putere din partea lui Dumnezeu, vorbește și acționează cu autoritatea stăpânului, care era autoritatea lui Dumnezeu. De aceea, el este apostol în termenii aceștia în, pe care i-am descris până aici și trece mai departe și spune în voia lui Dumnezeu. Înainte de a trece mai departe, aș încerca Sigur. o notă personală, o punctare personală a acestui aspect al trimiterii Apostolului Pavel. Apostol înseamnă unul care este trimis de către Dumnezeu și ai arătat faptul că această chemare a lui Pavel a avut un caracter special, bineînțeles unul personal, așa cum Dumnezeu a găsit cu cale în dreptul lui. Însă, aș vrea să spun faptul că uh, posibilitatea de a sluji înaintea lui Dumnezeu uh, ar trebui să fie considerat de către noi cel mai înalt privilegiu din viața aceasta. Plecând de la faptul că uh, Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, cum îl prezintă Biblia, atunci posibilitatea de a sluji înaintea Domnului ar trebui considerat de către fiecare dintre noi cel mai înalt privilegiu. Pentru că unii dintre noi spunem da, dar eu nu am chemarea lui, lui Pavel, eu nu am avut experiența de pe drumul Damascului. Dacă Dumnezeu mi s-ar arăta și mie și aș avea o asemenea experiență cu caracter supranatural, atunci aș fi și eu dispus să renunț la ale mele și să merg acolo unde mă trimite Dumnezeu. Ma, oricum, ca să uh, închei uh, intervenția mea, Dumnezeu are nevoie și astăzi de oameni care să meargă, dar oameni care să meargă pentru că Dumnezeu îi cheamă. Noi toți suntem, uh, mă refer la toți cei care l-au primit pe Domnul în inima lor, noi toți suntem niște uh, mesageri, niște trimiși. Uh, dar există aici și a, aspectul acela special de a face o lucrare pentru Dumnezeu. Uh, poate omul să, să zică uh, dacă îmi convine mă duc, dacă nu îmi convine nu mă duc? Există o responsabilitate personală? Omul va da socoteală dacă răspunde la chemarea lui Dumnezeu sau dacă o nesocotește? Cu siguranță omul răspunde chemării lui Dumnezeu va răspunde la un moment dat dacă a fost favorabil răspunsul lui sau nu. Dumnezeu lucrează, da, cu Pavel lucrează într-un anumit fel, îl cheamă într-un anumit fel. Dar cred că fiecare dintre noi putem să realizăm chemarea lui Dumnezeu în, în diferite circunstanțe ale vieții noastre. Uneori o realizăm ascultând o emisiune TV, uneori ascultând la radio, alteori un vecin care vine și ne spune un cuvânt anume. Uneori în împrejurări mai, mai bune sau mai puțin bune ale vieții noastre, Dumnezeu se folosește de anumite evenimente ca să ne cheme. Acum când ai conștientizat și cu siguranță în, în inima noastră, dacă suntem deschiși înaintea lui Dumnezeu, El vorbește, când ai conștientizat chemarea lui Dumnezeu și dacă nu răspunzi uh, înaintea acestei chemări, vei da socoteală, ne spune Sfânta Scriptură, va veni un moment în care Dumnezeu ne va trage la răspundere pe fiecare dintre noi. De aceea, mă rog ca. Dumnezeu să ne deschidă inima fiecăruia dintre noi și noi să vedem chemarea și nu doar să o vedem și să spunem, a, Dumnezeu într-o zi m-a chemat. Nu să spunem noi am înțeles chemarea, am văzut chemarea și am răspuns. Uneori poate răspundem în trepte chemării lui Dumnezeu. Poate nu dintr-o dată, poate nu realizăm dintr-o dată <coughs> Dintr-o dată ce vrea Dumnezeu. Uh, nici Apostolul Pavel, pe drumul Damascului, uh, nu, nu a avut toată informația dintr-o dată, dar apoi a înțeles ce înseamnă chemarea lui Dumnezeu. Când te deschizi înaintea lui și când spui Doamne, sunt aici. Mulțumesc că am harul să, să ascult, să văd, să simt chemarea ta. Învață-mă cum să trăiesc în chemarea aceasta și să, să răspund înaintea ta. Uh, repet încă o dată prima prima parte a versetului întâi, unde citim așa, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Uh, întrebarea mea este, uh, Pavel se laudă aici? Este aspectul acesta laudativ în care el uh, vrea să scoată carte de vizită în fața efesenilor? Sau uh, uh, este conștiința aceea personală că ceea ce face este voia lui Dumnezeu. Oare noi ar trebui să putem spune, fiecare dintre noi, să avem această garanție, această certitudine că acolo unde suntem, că ceea ce facem nu este doar plăcerea mea personală sau plăcerea noastră personală, ci că facem ceea ce reprezintă voia lui Dumnezeu. Pentru Pavel cuvântul acesta este deosebit de important și nu cred nici pe departe că el se laudă, ci tocmai ar fi putut să se laude cu multe lucruri lumești. Știm pe baza Sfintei Scripturi că Apostol Pavel era un om foarte învățat. El vine și se pune sub o autoritate și spune eu sunt prin voia lui Dumnezeu. Nu prin capacitățile mele, nu prin bunătatea mea, Uh, am ajuns în postura aceasta pentru că Dumnezeu e bun, pentru că eu aveam un, un alt drum, pentru că eu urmam o altă cale și în felul acesta Dumnezeu a spus până aici cu calea ta, acum intră în voia mea, acum intră în, în binecuvântarea trăirii împreună cu mine. E un lucru foarte important să putem spune fiecare dintre noi, eu fac voia lui Dumnezeu. Un lucru extraordinar de importanță să, să, să spunem da ceea ce fac eu intră în voia lui Dumnezeu. Spune el Pavel apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu. El recunoaște eu nu sunt apostol pentru că uh, cineva anume mi-a pus stampila de apostol. Nu eu sunt apostol pentru că Dumnezeu în bunătatea lui, în dragostea lui, în desăvârșirea lui, în mântuirea lui s-a uitat înspre mine și a spus Pavel te fac un alt om. E un lucru excepțional. Să intri în voia lui Dumnezeu, să, să te supui voii lui Dumnezeu. Și acum, actualizat la, la viața noastră, voia lui Dumnezeu este importantă, extraordinar de importantă pentru fiecare dintre noi. Trăim prin voia lui Dumnezeu. Ne ducem viața mai departe în, în toate acțiunile noastre, mărunte sau mari, prin voia lui Dumnezeu. Dacă am realizat da. lucrul acesta în fiecare zi mai mult și mai mult, cred că de multe ori ne-am mai șlefui viața și am, am fi atenți la, la anumite aspecte ale trăirii noastre. Pentru că a trăi în voia lui Dumnezeu înseamnă să, să trăiești în binecuvântarea lui, să, să te supui, să, să știi, Doamne, Tu ești Stăpânul. Referitor la voia lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, de-a lungul anilor în biserică s-au conturat la un moment dat două extreme care zic eu sunt de evitat referitor la chemare și la voia lui Dumnezeu. Există o extremă aceea a individualismului, în care omul zice, eu sunt chemat de Dumnezeu să fac cu tare lucrare. Eu am în mod personal certitudinea, garanția că asta e voia lui Dumnezeu problema este că ceilalți din jur care beneficiază de slujirea lui nu recunosc această chemare a lui Dumnezeu, deși omul susține, eu sunt chemat de Dumnezeu să fac lucrarea respectivă. Asta e o extremă în care omul zice, eu trebuie să fac această lucrare, Dumnezeu mi-a încredințat-o, ceilalți nu văd chemare sau există cealaltă extremă a... Instituționalismului, în care o organizație numește oameni care n au nicio legătură cu chemarea lui Dumnezeu. Deci, biserica creștină s-a confruntat cu cele două extreme. Acum, Sfânta scriptură ne arată uh, cursul normal ar, uh, al acestor evenimente, să spun așa. Da, Dumnezeu te cheamă și certificarea aceasta trebuie să o vadă și ceilalți. Ne spune Pavel și Barnaba au fost chemați de biserică și au pus mâinile peste ei și au trimis în, în lucrare aceasta biserică. De aceea atunci când cineva spune eu sunt chemat de Dumnezeu, nu, nu mă interesează de... De părerile voastre, eu merg înainte cu, cu chemarea mea, atunci sunt semne de întrebare legate de chemarea aceasta și de percepția omului legat de voia lui Dumnezeu pentru viața lui. Pe de altă parte, în cealaltă extremă, atunci când o instituție spune, voi sunteți chemați de noi, oarecum, să mergeți în, în lucrarea aceasta, e important. Întotdeauna, în chemarea aceasta să fie din partea lui Dumnezeu. Uneori poate cineva îți te trimite într o anumită direcție, dar tu realizezi mai departe că nu ești așa de potrivit, că nu ești chemat de cineva care e mult mai înalt în, în grad și acela este Dumnezeu, de superiorul care trebuie să cheme întotdeauna. De aceea, oarecum trebuie să se înbine lucrurile acestea și cred că atunci când cheamă Dumnezeu într-un mod desăvârșit, atunci și biserica recunoaște, atunci și comunitatea recunoaște, atunci oamenii din jur văd chemarea într-un mod special în, în omul chemat. Am insistat un pic asupra aspectului chemării pentru că, în mod special în tinerețe, fiecare dintre noi ne-am confruntat cu această problemă a chemării. Noi amândoi suntem implicați în lucrarea lui Dumnezeu ca pastori. Slujim în felul acesta de câțiva ani și cred că, cred că pentru noi nu se mai pune problema dacă este voia lui Dumnezeu sau dacă nu e voia lui Dumnezeu să fim unde suntem. Dar fiecare tânăr are un moment în care își pune serios întrebarea aceasta. Am avut și eu frământările mele și sunt convins că și tu le-ai avut la momentul respectiv, cu privire dacă este voia lui Dumnezeu să predici, să fii pastor, să cânți și așa mai departe. Vreau să comentez o afirmație din punctul tău de vedere. Dacă crezi că e corectă, să spunem că Uh, chemarea o dă Dumnezeu, dar o recunoaște biserica. Adică mă refer cei la care slujim. Da, din punctul meu de vedere este adevărat, pentru că am spus înainte puțin, când dă Dumnezeu o chemare, cred că oamenii văd lucrul acesta. Și recunosc în biserica, se uită la omul acela și spune, uite, noi îl vedem ca fiind un om chemat de Dumnezeu. Îl vedem ca fiind un om care uh, intră în voia lui Dumnezeu, pentru că am vorbit de, de aspectul acesta, Pavel, apostol, prin voia lui Dumnezeu. Și oamenii trebuie să certifice. Uh, bine, uh, excepții ar putea fi, dar biserica în marea majoritate, cei care uh, decid ca și mers al bisericii, trebuie să vadă chemarea aceasta, din punctul meu de vedere. Mergem mai departe pentru că timpul trece și mai sunt lucruri, zic eu, interesante de, ab de abordat în, în discuție. De la aspectul personal al chemării, Apostolul Pavel trece la Biserică și spune către Sfinții care sunt în Efes și Credincioșii în Hristos Isus. Iată, în a doua jumătate a versetului 1 apar două cuvinte: Sfinții și Credincioșii. Sunt Două categorii diferite, adică avem în biserică o categorie uh, super-elitistă pe care o numim Sfinți și avem uh, categoria aceea comună, numiți uh, credincioși, uh, sau cum ar trebui să înțelegem? În viziunea lumii, atunci când te referi la un Sfânt, uh, te gândești, poate el a trăit cândva și a fost. Uh, a trăit într-un mod exemplar. Ceea ce ne spune Scriptura este că toți sau fiecare dintre noi trebuie să fim Sfinți. Și Sfințenia aceasta vine dintr-o altă sursă decât o vedem noi ca și lume. Sursa aceasta vine din Hristos. De aceea. Uh, Mi-aduc aminte și de felul în care uh, vorbește Apostolul Pavel celor din, din Corint, oameni care aveau probleme la momentul acela și uh, îi numește la fel Sfinți. Pentru că chemarea lui Dumnezeu este pentru fiecare dintre noi, fiți Sfinți, căci eu sunt Sfânt. Dar în chemarea aceasta, Dumnezeu ne aduce aportul Său, ajutorul Său, care pot să spun că, de fapt, e, e total. Noi doar trebuie să ne supunem acestei chemări, pentru că Sfânt, din punctul de vedere al Scripturii, uh, înseamnă pus deoparte. Înseamnă un om care, uh, care, trăiește altfel, un om care are o altă direcție, un om care e adevărat trăiește în lumea asta, e aici, nu, nu, ne desparte Dumnezeu de lumea aceasta, dar un om care trăiește pentru Dumnezeu. Uh, Moise face altarul uh, pentru, uh, pentru chinare. Și altarul acela este făcut din anumite pietre, pietre care n-au -au fost sfinte, dar prin, prin acțiunea aceasta, altarul acela ajunge să fie sfânt, pentru că pietrele ajung să fie puse deoparte. Mult mai mult noi ca și oameni, închinându-ne înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune vă numesc sfinți pentru că voi trebuie să fiți altfel. Pentru că voi sunteți deoparte, puși deoparte pentru Dumnezeul cel prea înalt ca să-i slujiți în felul acesta. Și atunci sfânt și credincios merg în aceeași idee, în același drum. Pentru că cine este sfânt este și credincios, cine este credincios este și sfânt în termenii Scripturii. Este un om pus deoparte care se încrede în Dumnezeu, care spune speranța în Dumnezeu, care spune, Doamne, viața mea o pun în mâna ta. Am credința că tu ești cel care aduci mântuirea, care aduci salvarea. Am credința că promisiunile Sfintei Scripturi pentru veșnicie și nădejdea care o am în inima mea sunt adevărate și eu merg împreună cu tine, sunt pus deoparte pentru tine. Mă gândesc la contextul românesc în care suntem noi. Dacă ai întreba pe cineva pe stradă, în momentul de față, să faci așa o sondaj de opinie, să-i pe oameni oare în România mai există sfinți? mă gândesc că unul dintre răspunsurile pe care le-am primit ar fi, bineînțeles, negativ, că cine ar putea să fie sfânt într-o vreme ca aceasta, dar să nu uităm că Efesul din vremea Apostolului Pavel a fost unul foarte pervertit, a fost locul în care aveai ocazia să păcătuiești în orice formă posibilă și totuși acolo în Efes Dumnezeu avea oameni spinți Însă mă gândesc la faptul că oamenii ar răspunde și ar zice, păi, sfinții sunt în calendar. Și avem deja ideea aceasta că sfinții sunt oameni care au murit. Nu sunt oameni care sunt în viață. Și în cultura religioasă românească, ca să nu trecem peste graniță, ne referim doar la ce se întâmplă aici în România. Ca să fi sfânt, trebuie să te facă cineva sfânt. În sensul de. O echipă de oameni care să analizeze lucrarea ta, să analizeze uh, viața pe care tu ai trăit-o, și la o distanță de câțiva ani de la moartea acelui om, el este uh, beatificat, să spunem așa, în uh, cadrul catolic uh, sau este considerat un sfânt și pus în calendar. Mi-aduc aminte că am predicat. Uh... În biserică, despre sfințenie, și i-am întrebat pe cei prezenți acolo să ridice mâna cei care se consideră sfinți. Uh, au fost foarte puțini cei care au ridicat mâna, uh, pentru că oamenii au de multe ori mentalitatea aceasta. Cei care sunt sfinți uh, au, au trecut în veșnicie, uh, au fost numiți sfinți poate de cineva, dar eu nu pot să mă numesc așa. Uh, când mă uit în Sfânta Scriptură, văd că Dumnezeu vrea să mă numească așa. Pentru că spune, tu ești sfânt, ești sfânt prin Isus Hristos, ești sfânt prin jerfa de la Golgota, ești sfânt, ești pus deoparte uh, în a trăi cu Dumnezeu, în a trăi pentru Dumnezeu, în a intra în parametrii lui Dumnezeu, în chemarea lui Dumnezeu despre care vorbeam legat de, de Apostolul Pavel și Apostolul Pavel spune, vorbește în felul acesta pentru că știe că nu doar el este chemat, el este chemat ca apostol. La fiecare avem dintre noi o chemare și chemarea de a fi sfânt. Voi fiți dar desăvârșiți Spune Evanghelile. Voi fiți, dar desăvârșiți este Cuvântul lui Dumnezeu, este chemarea lui Dumnezeu pentru absolut orice om. Uh, Uitându-ne la, la următorul verset, pentru că ne-am oprit acum doar la primul verset din cele două citite, uh, pe lângă faptul că Apostolul Pavel leagă cele două cuvinte, spinții și credincioșii, Apare versetul 2 unde spune Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Era un obicei la, în vremea aceea ca atunci când se scriu anumite scrisori să ai o formă de salut. Întrebarea mea este salutul acesta din partea lui Pavel este... Doar o formă politicoasă prin care el se adresează creștinilor din Efes, sau el are în vedere ceva anume și nu pune la întâmplare cele două cuvinte unul lângă altul: har și pace, arătând o posibilă legătură între cele două. Acum, toți, fiecare dintre noi în viața noastră, căutăm o pace. Căutăm să fim liniștiți din punct de vedere, poate financiar. Al, al locului de muncă, al familiei, al implicării sociale, în, în tot ceea ce suntem noi implicați, căutăm pace. Când vine Dumnezeu și ne vorbește despre pace, spune, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, dar este acolo, dar. Nu vă dau cum o dă lumea, spune uh, cuvântul lui Dumnezeu, spune Domnul Isus. Uh, înseamnă că e ceva diferit. Noi tot căutăm să facem tratate, să facem uh, pacte de pace cu, între state, între regiuni. Uh, Dumnezeu spune, eu vă aduc o pace specială, deosebită, care ține de fapt mai mult de lucrurile trăirii cu Dumnezeu. Ține... Uh, de fapt de veșnicie, ține de nădejdea pe care o avem că lucrurile nu se termină. Vedeți, ajungem uneori în circunstanțe tragice, ajungem pe marginea unui mormânt, ajungem la înmormântări. Oamenii își pierd pacea de multe ori pentru că l-au pierdut pe cel drag. Dumnezeu vorbește de o pace mult mai profundă care, pe care de multe ori oamenii nu pot înțelege pentru că nu înțeleg Cuvântul lui Dumnezeu și, și nu înțeleg trăirea cu Dumnezeu, nu înțeleg chemarea lui Dumnezeu, nu înțeleg voia lui Dumnezeu din, text, din textul pe care l-am citit și atunci nu ajungi să înțelegi nici pacea lui Dumnezeu pe care o pune Dumnezeu asupra celor care vor să trăiască împreună cu El. Și când spune har și pace, în felul acesta e, e un pachet al binecuvântării. Dacă ajungi să trăiești după, după felul în care vorbește Apostolul Pavel și nu vorbește la voia întâmplării, pentru că El avea să le experimenteze și le-a experimentat. A experimentat și harul și pacea. Pentru că pacea aceasta aduce harul. Merg împreună. Harul aduce pacea. Ce înseamnă harul? Este darul binecuvântării salvării lui Dumnezeu. Este un dar pe care eu și oricare om de pe lumea aceasta nu-l merită. Este darul pe care Isus Hristos, murind la Golgota pentru noi, îl oferă în mod particular fiecărui om care Vrea să se deschidă, așa cum a făcut și Apostolul Pavel, așa cum au făcut-o mulți alți oameni ai scripturii, așa cum o fac în, în fiecare zi oameni care îl cunosc pe Hristos, în diferite circunstanțe și spun, eu vreau să intru în voia lui Dumnezeu. Și atunci, pacea aceasta și harul acesta e un pachet inegalabil al binecuvântărilor lui Dumnezeu, și Pavel de aceea vine și spune, Vreau să fiți plini de pacea și de harul lui Hristos. Vă las pacea pe care o lasă, de fapt, Hristos. El vă dă fiecăruia, o dă bisericii, o dă tuturor oamenilor care vor să trăiască cu Domnul Isus Hristos. Mă gândeam la următoarea situație, să zicem, uh, ipotetică, dar uh, sunt convins că exemplul pe care am să-l dau poate fi regăsit în viața multor oameni din generația noastră. E posibil ca cineva să aibă, de exemplu, material vorbind, foarte multe avantaje, să aibă posibilități materiale extraordinare: casă, masă, mașină, posibilități pe care majoritatea să nu le aibă și totuși în inima lui să nu existe sentimentul de împlinire, sentimentul de mulțumire. Uh, să nu existe uh, această pace a lui Dumnezeu și pace cu Dumnezeu despre care, despre care vorbeai. Uh, și e posibil, și nu doar posibil, eu cred că este real, uh, să vorbim despre oameni care sunt foarte simpli, oameni care material vorbind. Uh, au posibilități foarte limitate, dar care au un sentiment de mulțumire. Au pacea lui Dumnezeu și chiar în perioada aceasta de criză, schimbările care se produc la nivel național sau la nivel internațional, ei rămân liniștiți pentru că este ceva în ei care le dă o siguranță că viața lor nu depinde doar de evenimente, doar de oameni și viața depinde de Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Acum noi percepem într-un pe fel pacea ca și oameni dar Dumnezeu e fabricantul omului. El are toate detaliile și ne-a creat în așa fel încât să trăim în contextul păcii pe care o oferă el. Noi căutăm alte surse de multe ori, dar ne bucurăm de lucrurile materiale, de, de uh, ceea ce putem vedea, uh, de locurile în care putem merge. Ne bucurăm în contextul acesta, dar pacea asta uh, e o umbră aceea ce de fapt oferă în mod original Dumnezeu. E un lucru pe care îl, îl cumperi și nu e original, se rupe peste o lună, e făcut ca și, ca și celălalt și noi de multe ori ne, ne concentrăm în viața aceasta pe lucruri neoriginale, falsificate. Dumnezeu vine cu originalul întotdeauna și spune vă dau pacea care întrece orice pricepere, care... Întrece uh, gândirea noastră omenească care spune, dacă am mai mult, sunt mai plin de pace. Dumnezeu spune, nu, pacea aceasta nu, nu ține de, de a avea sau a nu avea în, în domeniul financiar sau material și Dumnezeu spune pacea pe care vă dau eu întrece priceperea voastră omenească pentru că pacea aceasta este la nivelul lui Dumnezeu și ea ține de lucrurile lui Dumnezeu, ea ține de veșnicie, ea ține de de faptul că noi trăim cu Dumnezeu și știm încotro mergem știm că lucrurile nu se termină uh, la finalul vieții pe pământ știm că falimentul acesta uh, nu ne rupe nouă relația cu Dumnezeu ci noi, dincolo, visăm la lucrurile înălțătoare, trăind cu Dumnezeu, în nădejdea despre care vorbește Sfânta Scriptură. Un uh, ultim gând pe care l-aș aduce în cadrul acestei emisiuni, uh, aș face o legătură între uh, conceptul despre voia lui Dumnezeu din primul verset și pacea uh, despre care vorbește, pace de la Dumnezeu din al doilea verset. Uh, putem spune că uh, omul, are pace dacă este în voia lui Dumnezeu. Deci, pacea aceea desăvârșită, pacea aceea după care tânjește de altfel orice om în inima lui, în familia lui, în viața lui, este întotdeauna legată de ceea ce Biblia numește a fi în voia lui Dumnezeu. Cred că pacea aceasta ține și de dragostea noastră pentru Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu, ești în voia lui. Uh, fiind în voia Lui ai, ai pacea și liniștea că ești pe drumul cel bun. Că trăiești în, în acordul Lui Dumnezeu. Dacă tu te strădui să faci voia Lui Dumnezeu numai așa că vrea Dumnezeu nu cumva să te trăznească, nu cumva să-ți pricinuiască vreo, o problemă, atunci atunci nu o faci din, din pasiune, din dragoste și nu ai pace aceea. Dar când trăiești cu Dumnezeu și îl iubești, și Pavel îl iubește pe Dumnezeu, Pavel se vede că are o viață cu totul dedicată lui Dumnezeu după momentul Damascului și uh, Pavel în iubirea aceasta face voia lui Dumnezeu și poate să spună foarte natural, pacea și harul lui Hristos să fie cu voi pentru că este și cu mine pentru că eu merg pe drumul lui Hristos pentru că drumul lui Dumnezeu împlinind voia lui Dumnezeu îmi dă pace pentru că tot el este cel care îmi dă această pace vă dau pacea mea spune Domnul dacă mergem în voia lui primim pacea lui Aș vrea să îți mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care ni le-ai împărtășit. Iată, sunt două versete cu caracter introductiv pe care Apostolul Pavel le scrie către Efeseni. În general, când citim Cuvântul lui Dumnezeu, avem tendința să sărim peste ceea ce nou ni se pare așa prea general în prezentare. Însă plecăm de la premiza că orice cuvânt care îl avem în Biblie este cuvântul lui Dumnezeu, este inspirat de către Dumnezeu și este de folos pentru noi toți. În încheiere aș avea o întrebare, un gând pe care l-aș adresa în mod special celor care ne urmăresc emisiunea, pentru că am vorbit despre planul lui Dumnezeu și despre voia lui Dumnezeu. Aș vrea să finalizăm Ținând cont de faptul că Dumnezeu ne iubește, te iubește și are Dumnezeu un plan cu fiecare dintre noi, are Dumnezeu un plan cu mine și are Dumnezeu un plan cu tine. Întrebarea este, ești în voia lui Dumnezeu, în ceea ce faci acum, poți să spui din toată inima ceea ce fac este voia lui Dumnezeu? Nu este un mai mare privilegiu decât să răspunzi la chemarea lui Dumnezeu. E adevărat, chemare mai întâi la mântuire și apoi chemare la slujire. Aș pune și această întrebare dacă ai răspuns chemării lui Dumnezeu de a-ți preda inima și viața în mâna lui Dumnezeu și, bineînțeles, de a sluji acolo unde Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Încheiem această emisiune meditând la aceste întrebări și cu invitația ca săptămâna viitoare, în aceea zi, la aceeași oră, să ne reîntâlnim din nou în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Până atunci, Radu Mariș vă dorește multă binecuvântare, mult har și multă pace de la Dumnezeu.